Bombând cazul otrăvirii spionului rus, laboratorul britanic a anunțat ce nu a putut dovedi ce otrava provine din Rusia. Eful laboratorului militar britanic din Portondov, Gary Aitkenhead, a declarat marci, într-un interviu acordat postului de televiziune Sky News, ce acest centru nu a putut să dovedească faptul ce agentul neurotoxic de tip militar cu care a fost otrăvit luna trecută spionul rus Sergei Skripal provine din Rusia, relatează AFP sublinierea Reuters. Am reușit sublinierea IT să stabilim ce este vorba despre Novichok, să identificăm ce este un agent neurotoxic de tip militar, a declarat Gary Aitkenhead, directorul executiv al laboratorului pentru apărare, Inc. sublinierea IT tehnologie din Portondov, Marea Britanie, scrie Ager Press. Dar noi nu am identificat sursa sa exact, a adugat el în interviul acordat postului Sky News, precizând ce guvernul britanic a folosit o serie de alte surse pentru a ajunge la concluziile sale. Londra a atribuit Rusiei responsabilitatea pentru otrăvirea fostului agent dublu rus Sergei Skripal, care a activat în beneficiul serviciilor secrete britanice, sublinierea a fiicei sale, Iulia, cu o substanță neurotoxic la 4 martie la Salisbury, sud-vestul Marii Britanii, afirmând ce este singura explicație plauzibilă. Moscova, la rândul său, a dezmințit aceste acuzații, care au condus la cea mai grav criză diplomatică est-vest de la încheierea războiului rece, sublinierea la expulzarea în total a circa 300 de diplomați de ambele părți. Sarcina noastră este de a furniza dovezi subliniere științifice pentru identificarea agentului neurotoxic în cauză, dar nu este treaba noastră să spunem unde a fost produs, a declarat Gary Aitkenhead. El a apreciat totuși sublinierea că fabricarea acestui agent neurotoxic necesită metode extrem de complexe, ceva ce ține doar de capacitatea unui actor statal. Totodată, responsabilul britanic a respins acuzațiile Moscovei potrivit cărora agentul neurotoxic ar proveni dintr-un laborator militar britanic. Este absolut imposibil să vin de la noi sau să fi perezit zidurile noastre, a asigurat Gary Aitkenhead, referindu-se la laboratorul din Portondov. Ministrul de externe rus, Sergei Lavrov, a declarat luni ce otrăvirea lui Sergei Skripal ar putea fi în interesul guvernului britanic, care se află într-o poziție inconfortabilă, neavând capacitatea de a sublinierei îndeplini promisiunile făcute alegătorilor în condițiile Brexitului, potrivit AFP.